Iubitorii de teatru pot să vadă în acest weekend la Teatrul Elvira Godeanu piesa Viața teatrală. Prețul unui bilet este de 12 lei. Studenții și elevii plătesc 10 lei, iar șomerii și pensionarii 7 lei. Viața teatrală, un spectacol de Achille Rodeletti, care are, trebuie să spun, un succes absolut remarcabil. În weekend, deci duminică la ora 19, cine dorește să vină, poate să vadă acest spectacol. Gorjenii, care vor să vadă cum trăiau strămoșii noștri, sunt așteptați în fiecare zi la Muzeul Județean. Acolo pot să admire și să mediteze, contempleze la expozițiile de bază, care sunt organizate și care în fiecare an sunt reîmprospătate, iar la Muzeul Județean în plus este expoziția vernisată pe 14 iulie anul curent a domnului Eugen Tăutu, pictor român care trăiește în Franța, la Bordeaux. Gorjenii din comuna Mușetești sunt învățații de reprezentanții bibliotecii județene cum trebuie consumat alcoolul în cadrul proiectului Bahus, prieten sau dușman. Duminică va fi a treia întâlnire din cadrul acestui proiect, care se va desfășura la Mușetești, și vom vedea acolo ce oferta noastră, dacă corespunde nevoilor comunității.